Bă, cum le știe el pe toate? Probabil că în jurul tău lumea vorbește despre mediul IT, că na, e la modă. Îți tot bat apa în piu oricum că programarea e viitorul, fă-te programator că o să fii fericit, o să ai o grămadă de bani și o să faci tot ce vrei tu. Nu oricine este excepțional în viață. Da. Acum ceva timp am fost la un târg de joburi și de acolo am plecat oarecum indignat. Pentru că, în mare parte, majoritatea caută IT-ști, ceea ce nu e un lucru neapărat bun. Mai ales atunci când ești un om normal, cu studii la fel de normale. Ne aflăm la târgul de joburi și, în mare parte, mi-am calculat țeapul pentru că nu sunt atât de multe joburi pe cât credeam. Ușor îmi dau seama cum televiziunea mă urmărește. Nu ești Hai să-ți explic de ce viața de programator nu e așa de wow pe cât crezi. Nu pot spune că nu m-am interesat cu adevărat de un loc de muncă la târgul ăsta de joburi. Dovada clară sunt toate materialele promoționale cu diferite reclame care au ajuns în posesia mea. Multe pliante. Multe pliante. Și toată lumea angajează IT-ști. Tot în punga asta mai am pixuri, oricum mi le fură toată lumea la muncă. Un creion care se ondulează super tare, deci chiar e fantastic. Și o brățară. O brățară care are, cred, pedometru sau cum îi spune, nu știu, cred că măsoară. Când fac așa, pare așa că mi-ar spune că aș fi făcut pași. Și am mai luat ceva mișto de la târgul ăsta. O conservă cu surpriză. Un loc de muncă nu am găsit la Kaufland, dar am primit o cutie. Și în cutie este o pungă. O pungă pentru viitor. Dacă ai veleități diverse, dar oarecum îndepărtate de domeniul ăsta al informaticii, pot să spun că dacă te duci la târgul ăsta din București, e posibil să fii și tu dezamăgit. Cred că în jur de 80% din joburile oferite de marile branduri care participă la acest târg au o legătură directă cu programarea și majoritatea promis salarii uriașe, plus posibilitatea de a te dezvolta pe partea asta. Dar ei omit să spună faptul că odată intrat în horă, tu practic vei fi ca un fel de hamster care trebuie să alerge în rotița aia și să alerge și să alerge și să le producă lor foarte mulți bani. Prin analogia asta vreau să-ți atrag atenția asupra părții întunecate despre care nu vorbește nimeni atunci când vine vorba de jobul ăsta cu o mare greutate. Programatorul. Până și pe YouTube, ori de câte ori celebrul programator / YouTuber Cristian Dascălu postează ceva, chiar dacă nu are nicio legătură cu informatica și programarea ca topic, tot vezi cum e bombardat cu sute și sute de comentarii în care oamenii îi spun clar și răspicat că ei vor să ajungă programatori și nu știu cum să facă asta. Cu plăcere, Cristi, pentru reclama mascată. Probabil te gândești, mamă, cât de bine o să fie cu primul meu salariu, 1000 de euro cash în mână. Și mai și crește pe lângă asta. De-a lungul timpului ajungi la mii și mii și mii de euro. Mă lăfăi, mă destrăbălez, mă plimb și fac tot ceea ce vreau eu. Dar stai puțin, realitatea cruntă te va plezni direct în față cu un program de 10 până la 12 ore, într-un cubicle, un birou mai micuț cu pereți din carton, plus cam 2 ore pierdute pe zi cu drumul de acasă la muncă și invers. În cel mai bun caz, la finalul zilei o să rămâi cam cu 12 ore în care trebuie să faci cumpărături, să gătești, să faci ordine în viața ta socială, să te distrezi și să te mai și odihnești pentru a doua zi. Vei fi, cum să zic eu, mai mult obosit decât odihnit. Da. Dar acum tot îți spui rânjim malefic, dar eu mă fac freelancer dălă și lucrez de acasă. Ei bine, dacă alegi varianta asta, o să ai un fel de arest la domiciliu. Hai să zic de ce. În primul rând, meme-ul ăsta care o să apară acum pe display spune totul. Oricând și la orice oră poți primi mesaje clișeice, gen, urcă-mi și mie repede asta, dă și tu un reset la server. Sau adaugă-mi și mie un text la pagina aia de ți-am zis eu mai demult. Bă, las-o. Sau orice altceva care nu te lasă să te bucuri în tihnă de timpul tău liber. Că de, tu lucrezi de acasă și singur îți faci workflow-ul. Pe lângă asta, prietenii tăi sau poate chiar iubita, iubitul, nu vor putea niciodată să înțeleagă conceptul de muncă de acasă. Și tocmai de aia îți vor distrage atenția ori de câte ori ai ceva important de făcut și poate chiar și cu un termen limită. What you mean you can't find it? But where is he? Yo man, where my manager at? Steve, how's it? Băi, Alex, trebuie neapărat să arăt ceva amuzant.
Ce faci? Muncești? Da? Da, încercam să... A, bine. Scriu un cod. A, bine, scuze. Alex, ești niște chipsuri. Poate ți-e foame. Așa, ajuns să-ți iei pauze dese, task-urile de la job se vor aglomera și practic o să-ți iei o panică uriașă pentru că nu ești în stare să-ți termini munca și să respecti deadline-ul. Oh my god! Ok, it's happening! Everybody stay calm! Stay f***ing calm! Everybody f***ing calm down! No, no, Michael, no! Și să nu intru în detalii când vine vorba de tragerea de inimă pe care trebuie să o ai și disciplina necesară pentru a-ți duce treaba la final. Poți oricând să ajungi pe drumul ăla alunecos de... Hai să mai amân puțin. Poate că fac treaba după ce ies la cafea. Sau las că fac mai încolo. În plus de asta, la freelancing, dacă nu ai client stabil, există posibilitatea ca de-a lungul anului să ai luni în care să nu poți ține pasul cu volumul de muncă și alte perioade în care pur și simplu să nu prea îți găsești de lucru. E, atunci o să-ți țâțâie puțin curul dacă te-ai învățat cu un stil de viață ușor opulent. Crede-mă că dacă ești atât de inteligent și ești în stare să înveți programare și toate cele, mai bine îți cauți un loc de muncă cu un program mai relaxat, la fel de mulți bani și pur și simplu mai mult timp liber. Deputat, bugetar, senator. Sau poți să încerci să tragi tare vreo 3-4 ani din viață ca să ajungi la independență financiară. Dar despre asta o să vorbesc într-un alt vlog viitor. Așa că stai aproape. Stai aproape cu mine aici. Că tot ne apropiem acum ușor, ușor de subiectul tabu, banii și salariul. Ei bine, dacă vrei să accesezi salariile alea mari din domeniul IT de care vorbește toată lumea, trebuie să te cunoști ca fiind puțin mai nestatornic, ca să zic așa. Dacă rămâi mai mult de un an de zile la aceeași corporație la care ești acum, e posibil să nu ajungi la aceleași măriri salariale astronomice de care tot auzi, dar de care beneficiază cei care sunt oportuniști. Ei știu să se vândă și tocmai de asta sar de la o companie la alta, odată cu trecerea unui an, maxim 2, și astfel ei pot să-și dubleze veniturile. Adică, pe scurt, tipul ăla nou venit la compania la care lucrezi tu, pe aceeași poziție ca și tine, poate să câștige mult mai mult față de tine, deși tu ești senior. Chestia asta e un fel de headhunting la nivel avansat. Dacă tu ești mulțumit cu salariul tău și cu locul tău de muncă, logic angajatorul tău îți va da ocazional o mărire de 10-20%, doar așa ca să rămâi închegat în zona ta de confort. Întotdeauna trebuie să găsești un echilibru la trocul ăsta al tău, în care tu îți dai o parte prețioasă din viață pentru bani, fie ei chiar și mulți. Și pentru asta, uite un exemplu pe care l-am citit în social media, care suna cam așa. Dacă ai 1 milion de euro, probabil ești bogat și fericit. În societatea de azi, banii nu-ți aduc fericirea, dar ți-o pot întreține și îți deschid automat multe uși. Acum, dacă ai avea 10 milioane de euro, ai fi de 10 ori mai fericit? Sau la 100 de milioane, ai fi de 100 de ori mai împlinit? În mare, strictul necesar îți poate aduce fericirea. Fericire ce nu e legată strâns de cantitate, ci de calitate. Tocmai de asta ar trebui să alegi mai mult după latura spirituală decât cea materială. Eu am descoperit chestia asta acum, la aproape 30 de ani. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Sigur, poți trage tare de tine câțiva ani ca să ajungi la independența aia financiară de care ți-am zis și o relaxare completă. Pentru chestia asta poate să ne confirme și Alex. Alex, zi-mă, nu-i așa? Afirmativ. Ok, e afirmativ. Prin urmare, dacă ești plătit bine, dar nu ai timp mai deloc, ești doar un om cu bani. Un om bogat este cel care se bucură de familie, hobby, călătorii sau ceea ce îi place lui și bucură sufletele. Acum să trecem mai departe la latura asta întunecată a programării. Așa că tu trebuie să ții cont că peste noapte apar tot timpul noi standarde în limbajele de programare. Astfel că pe lângă cele 10-12 ore pe care le petreci la muncă, plus timpul ăla du-te vino de acasă la muncă, mai trebuie să ți dezvolți și deprinderi noi unde ale programării. Asta poate dura și câteva luni bune dacă nu ești nativ între ale informatici. Dacă refuzi cu desăvârșire să-ți asumi noile cerințe date de angajator, team leader, pe unde ești tu prin freelancing, crezând că e de ajuns cursul ăla degeaba pe care l-ai învățat tu acum 6 luni, ei bine, în maxim 2 ani de zile e posibil să ajungi un dinozaur între ale programării și să nu mai faci față la noile proiecte care vor apărea. Acum, ar mai fi o parte care te-ar putea dezavantaja ca programator dacă știi că nu reziști la stres. Chiar dacă faci parte dintr-o echipă de programatori și ai un team leader care îți verifică eventualele greșeli, tu ai o mare responsabilitate pentru ceea ce faci. Imaginează-ți că lucrezi la un site de e-commerce precum eMAG. O singură comandă greșită în baza de date poate să distrugă produsele sau, mai rău, dacă nu ai acordat destulă importanță securității, cineva rău intenționat poate să ajungă să-ți acceseze baza de date automat, având acces la datele personale ale utilizatorilor, precum mail-uri, adrese,
până și datele de pe cardurile cu care își fac cumpărăturile. Greșelile astea generează probleme mari la nivel de companie, inclusiv pierderi financiare. Tu din start atragi atenția negativă asupra ta și automat cu ea vine și o grămadă de stres. Și să nu mai vorbim de anumite proiecte gen de Black Friday, când trebuie să fii activ 24/24. Practic nu mai pleci acasă. Cu siguranță sunt multe lucruri pozitive și negative pe care n-aș putea să le ating într-un singur vlog. Tocmai de aia te invit, dacă ai și tu oarecare experiență în domeniul ăsta, să-ți lași opinia într-un comentariu și cu siguranță că dacă va fi unul bun, îl voi evidenția. În altă ordine de idei, tu nu ar trebui să urmărești un job doar pentru că e la modă, căutat și foarte bine plătit. Ideal ar fi să-ți urmezi pasiunea. Știi cum e vorba aia? Fă ceea ce îți place și nu va trebui să muncești nici măcar o zi din viața ta. Scopul acestui video este să-ți deschid ochii cu privire la partea negativă sau the dark side a programării, nici de cum să te întorci din drum dacă deja ai pornit în direcția asta. Sper că ți-a plăcut vlogul, nu uita să dai un like și poate un click pe butonul de abonare care e pe aici, pe undeva pe jos sub videoclip.